La 25 de ani de la terminarea facultății, vă rog în primul rând să vă prezentați pentru colegii care nu v-au recunoscut astăzi. Pe timpul facultății, numele meu conspirativ era Costache Laurențiu Sergiu. Foarte puțină lume mă știe de Laurențiu, de obicei am funcționat sub Sergiu Costache. Tot la 25 de ani de la facultate, câți dintre colegii dumneavoastră au fost cei pe care i-ați recunoscut? I-am recunoscut pe marea lor majoritate, la unii mi-am adus aminte numele de familie, la alții mi-am adus aminte prenumele, la alții amândouă, iar pe cei care nu i-am cunoscut m-am dus, le-am întins mâna, i-am spus eu sunt Sergiu Costache și atunci s-au prezentat și ei și am scăpat de momentul acela dificil în care tu par să nu-ți mai aduci aminte de numele cuiva, unii dintre ei chiar am fost foarte, foarte apropiați. Siguranță, însă vă amintiți momentele plăcute din facultate, care sunt cele mai frumoase amintiri pe care le aveți în acei 5 ani petrecuți în Politehnică? Sunt foarte multe momente plăcute, ele sunt legate de cursuri, sunt legate de seminarii, ele sunt legate de examene. Mi-ar fi foarte greu să spun care a fost cel mai plăcut dintre ele. Am încercat să trăiesc toți acești ani la intensitate maximă, să profit de fiecare moment din facultate. Am fost pentru mine a fost un n-aș vrea să vorbesc englezește acum, a fost un challenge, o provocare, așa că uitasem. Noi românii am început să uităm să vorbim românește, încerc întotdeauna să găsesc un sinonim. Dar partea cea mai plăcută a fost că am avut niște colegi minunați. Și fiecare dintre ei are calități și fiecare dintre ei a sclipit prin ceva și fiecare a fost bun. Unii au fost buni la învățătură, alții au fost buni la suflet. Deci, cred că am fost un an foarte, foarte, foarte bun, chiar dacă lucrul ăsta se vede de-abia acum, după 25 de ani. Cu siguranță cu toții aveți suflete de ingineri. Încercăm să aflăm astăzi câți dintre cei prezenți mai sunt în domeniul acesta. Cât se activează ca inginer? Ce ne puteți spune despre cariera dumneavoastră? În ceea ce privește cariera mea, pot să vă spun că inginer mai scrie doar pe o diplomă pe care o am păstrată printre actele importante pe care le am acasă. Îmi aduc aminte însă cu plăcere de multe lucruri din facultate. Sunt câteva lucruri fundamentale pe care mi le amintesc și unul dintre ele este legat de faptul că lucrurile au un ordin de mărime. Din hidraulică mi-amintesc o lege fundamentală, presiune egal forță supra-suprafață, ceea ce m-a ajutat în foarte multe cazuri să pot să fac presiune, ori am micșorat suprafața, ori am mărit forța. Și mi-aduc aminte de la mecanica fluidelor că atunci când crește viteza unui fluid, îi scade presiunea. Deci cred că sunt niște lucruri fundamentale. Mai mi-amintesc niște nume. O lege extrem de importantă se poartă numele legea lui Bernoulli, a fost o familie de matematicieni străluciți. Și de asemenea mi-amintesc lucruri foarte ciudate, cum ar fi aleea de vârtejuri Karman Trefts. Sau mi-aduc aminte, sigur, a fost unul Karman și unul Trefts care au studiat fenomenul. Și atunci, așa numită alee de vârtejuri le poartă numele. De asemenea, mai mi-amintesc și alte lucruri ciudate, cum ar fi numele unui curs care era mai lung decât cursul însuși. Se chema Teoria stratului limită și hidrodinamica rețelelor de profile. Pe scurt, se chema strat limită. Nu știu dacă mai știe cineva dintre colegii mei ce e la strat limită, dar eu încă mi-amintesc de el. Cred că sunt suficiente noțiuni ca oricare dintre domnii profesori prezenți aici să vă dați 10 la orice examen. Sau măcar să-mi dea o notă de trecere, pentru că se spune cultura este ceea ce îți rămâne după ce uiți tot. Cultura inginerească este ceea ce mi-a rămas după ce am uitat o mare parte din ceea ce am învățat în facultate. Esența însă a rămas.